Colierul a fost dezvăluit presei la un eveniment exclusivist din Londra. Piesa este considerată una dintre puținele bijuterii grandioase rămase din vremea de aur a caselor regale europene. I think what strikes me most about this jewel is that compared to other 18th century and 19th century jewels we have sold recently, this is a completely timeless design. It was famously worn in the 1930s by the sixth Marchioness of Anglesey, whose husband used to own it, in a photograph immortalized by Cecil Beaton, showing the glamour and the style of that era, and you would have never thought that she was wearing an 18th century jewel. Casa de licitații crede că diamantele cu o puritate de neegalat provin din minele Golconda din India. Cum acestea s-au închis acum 200 de ani, pietrele sunt cu atât mai rare și valoroase. Până va fi pus în vânzare pe 11 noiembrie la Geneva, colierul va fi expus în Hong Kong, New York, Singapore și Taipei.